nu mai insist, am rugămintea să te prezinți, nu vreau să-ți mai răpesc încă un minut din... Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Pentru noi este o continuitate a participării la Școala de Vară și de fiecare dată ne face plăcere să revenim. Anul acesta am condensat un material mai scurt, în 30 de minute, ce are în centru produsele noi și ultimele noutăți pe care le avem în portofoliu și, sigur, tendințele actuale în designul amenajerilor exterioare. Prezentarea este o continuitate a celei făcute de Wienerberger, în sensul în care colegul meu v-a prezentat partea de Poroterm și de Terca. Grupul nostru este un grup de tradiție cu 200 de ani de activitate în domeniu și peste 16.500 de angajați. Ce este foarte important să rețineți este faptul că sub aceeași umbrelă puteți regăsi materiale de construcții din diverse domenii și la nivelul unei construcții putem să colaborăm pe zidării ceramice, poroterm, pe partea de țiglă Tondach, dar și tot ce înseamnă placare de fațadă ceramică prin brandul Terca, precum și Semmelrock cu sistemele de dale și pavaje și nu în ultimul rând soluțiile pentru instalații, sistemele de țevi ceramice și din plastic. Pentru portofoliul Semmelrock avem parte de produse fabricate în România, parte importate de la fabricile din grup. Prezența în România a fost făcută în anul 2006 prin fabrica de la Bolintin Vale, de lângă București, completată în 2012 cu altă linie de producție, iar în 2008 s-a dezvoltat o fabrică în județul Alba la Teiuș și 2018 la Nădab în județul Arad. Acum, foarte pe scurt despre cum ne prezentăm materialele. Sunt o serie de cataloage prezente și în format digital pe site, dar pe care de obicei vi le aduceam la evenimente. Principala broșură este Idei pentru grădină. Ediția din 2020 este actualizată cu toate noutățile, este generală, cuprinde tot portofoliul și mai avem broșuri dedicate pentru gamele speciale, cum este Panther sau cum este colecția de lumini. Ca portofoliu de tehnologii de producție, accentul se pune pe betonul vibropresat, dar sigur că avem în completare și pavajul din cărămidă sau dalele porțelanate pentru exterior. Acest lucru tocmai pentru a acoperi o paletă de proiecte cât mai amplă. Ce înseamnă pavarea? De ce milităm pentru a utiliza pavajul în proiecte? Practic, prin acest lucru descurajăm asfaltarea și încurajăm o soluție care permite drenarea apelor pluviale în sol pentru un site care ulterior se schimbă funcțiunea. Aceasta ne permite să avem o flexibilitate. Putem să scoatem pavajul respectiv și să-l folosim în alte proiecte. De asemenea, un aspect important este faptul că, de exemplu, într-o zonă cu anumite instalații aflate în substraturile inferioare, se poate accesa respectiva intervenție, se poate face mult mai ușor. Din perspectiva aceasta, avem colaborare cu Romanian Green Building Council, pentru că ne preocupă și să fim în proiectele verzi, în proiectele ce au nevoie de certificare verde și suntem parteneri ai programului Green Homes. Din punct de vedere al legislației în domeniu, pentru cei interesați să aprofundeze standardele, am lăsat aici o listă în ceea ce privește segmentul
SemmelRock, sunt standardele românești, actualizate, bineînțeles, după după normativele europene. Cele mai importante, 1338 și 1339, actualizate în 2004. Observați această separare între pavele și dale. Este într-adevăr nu numai o problemă de terminologie, dar și o explicație a normativului, în sensul în care pentru formula lungime pe grosime mai mică sau egală cu 4 putem discuta de încadrarea în pavaj. Am lăsat aici câteva exemple, 20 cu 10 cu grosime de 6 sau de 8, 20 cu 20 cu grosime de 6 sau de 8 sau 30 cu 20 cu grosime de 8. Observați că este vorba de dimensiuni reduse până în, adică latura maximă de până în 30 de centimetri. Dacă această valoare, lungime pe grosime, este mai mare decât 4, încadrarea se face pe dale. Dimensiunile sunt variate, puteți jongla de la piese foarte mici, de 10 pe 10, până la formate foarte mari. De fapt, o tendință a arhitecților și a tuturor proiectanților implicați în astfel de proiecte este aceea de a maximiza formatul. Și ni se întâmplă să avem proiecte din multiple funcțiuni, fie că e vorba de rezidențial, de comercial, birouri, retail și industrial. Și abordările sunt, bineînțeles, diferite în funcție de stil. Avem și proiecte de restaurare, unde trebuie chiar căutat un material natural și special. Și în ideea aceasta avem cerințe la modul, doresc să creez un suport pentru construcția mea, un suport neutru, foarte simplu, foarte alb sau cel mult gri. Și în situația aceasta îi recomandăm arhitectului sau clientului respectiv formatele acestea generoase, simple, curate, cu muchii drepte, foarte moderne. Sau avem situații în care se dorește o stereotomie unică, o stereotomie de tip mozaic și atunci da, trebuie să stăm să desenăm piesă cu piesă. Ce este important când lucrăm împreună pe un proiect? Ne ajută foarte mult de la început, pe planul de situație, să pur și simplu să departajăm prin culori tipurile de trafic, prin culori sau prin texturi, pentru că acesta este criteriul major pe baza căruia se alege materialul respectiv. Aceste pictograme intuitive de trafic pietonal, trafic auto ușor și trafic auto greu se regăsesc în catalogul nostru în dreptul fiecărei game. Și astfel vă este foarte ușor să știți de la început dacă gama respectivă se pretează la tipul de trafic pe care îl căutați. Pentru intervale, deci ca regulă generală, la pavaje, tot ce este sub 6 cm grosime se adresează traficului pietonal. În intervalul egal cu 6 și până la 8 cm vorbim de trafic auto-ușor și asta înseamnă mașini cu tonajul 3,5-7,5 tone, iar peste sau egal cu 8 cm, deci 8 sau 10 cm, traficul auto-greu, adică tiruri și zone care necesită montaj cu autoblocare, peste 7,5 tone. Iar darele sunt întotdeauna, cu mici excepții, pentru trafic pietonal. Cum facem să montăm materialele din beton vibropresat? În primul rând, este de evitat lipirea cu mortar pe placă de beton. În momentul în care se creează o astfel de situație și ulterior pavajul prezintă pete sau anumite probleme, garanția pe material se pierde. Deci este foarte important ca substructura de suprapavaj să fie realizată ca în detaliul de sus, printr-o fundație de
pietriș compactat cu granulație mai mare în partea de jos și scăzând în granulație pe următorul nivel și apoi se adaugă patul de split 3 sau 5 cm. Aceasta este o fundație compactată, asigură un suport foarte bun pentru pavaj și la final pavajul este recomandat să fie rostuit cu nisip. Neapărat operațiunea aceasta de rostuire se repetă, se întreține și se continuă în timp, cam din 2 în 2 ani. Și de asemenea, nu uitați de pantele de minim 2,5% către rigole sau către sistemele de preluare a apelor pluviale. Un alt aspect tehnic, prezența bordurii. Deci pavajul nu stă, nu se poate monta având planeitate și robustețe fără să fie fixat perimetral cu o bordură rigidizată la rândul ei cu o mini-fundație. Chiar dacă aceasta este la nivel cu pavajul și nu iese din planul foarte mult pe verticală, este foarte, foarte important să faceți un detaliu corect în zona aceasta. Câteva exemple de game, nu am timp să detaliez, vă invit să accesați tot portofoliul pe site. Gama Umbriano vine cu un format combiform, deci practic în același palet se regăsesc aceste trei formate, 20x40, 40x40 sau 60x40, un mix de piese. Au o suprafață marmurată și foarte modernă. Un alt produs, City Top Grande, același tip de formate, dar au o coloristică interesantă la nivelul plăcilor, un degradé pe gri sau pe bej. O gamă nou lansată, gama Carat, referitor la formate maxime, deja de la 80x40 putem să vorbim despre un format ofertant din acest punct de vedere și este însă doar pietonal. Aici se observă anumite texturi interesante ale materialului. La fel, Carat Fineța are o granulație foarte fină pe culorile argintiu și platină este acesta. Sau Carat Santino alb cu tot cu textură de piatră. Un produs ce imită într-un fel piatra cubică, pe două culori, granit deschis și negru, deci trecem de la formatele mari către acestea mult mai de mici dimensiuni. Acesta este de formă trapezoidală. 5 tipuri de piese mixate și puteți să obțineți astfel de proiecte. Deci se poate monta liniar sau vă puteți lăsa creativitatea să creeze tot felul de proiecte pe curbe, lipse și așa mai departe. Nouă ne place foarte mult și în momentul de față chiar avem proiecte în lucru cu acest material. În continuare m-am gândit să punctez foarte pe scurt ce înseamnă darele acestea înierbate. Noi evităm grila aceea clasică, mult prea utilizată în proiecte și cu această soluție pătrată de 16x16 cm obținem acest joc de beton și verde. Interspațiile au 4 cm, așa arată pe suprafață mai mare și aceasta se poate folosi și pentru parcări, pentru autoturisme de trafic ușor. Un alt produs, dalele Asti Color Eco, dimensiuni mai ample, 60x25 și interspațiile, grosime de 8 și interspațiile de 5 cm. La fel, este un design mult mai interesant.
O soluție care prin alăturarea plăcilor creează zone de gazon rotunde. Și acesta poate fi interesant în proiecte. Și în continuare trec la următoarea gamă, Panther. Este vorba de pavajul ceramic. Pavajul ceramic este importat din Germania, de la fabrica Wienerberger, și are un proces de producție diferit de cel al betonului vibropresat. Cărămida este un material ecologic, natural. Clinkerul se produce în cuptoare la ardere cu temperatură foarte mare, 1100 de grade Celsius, și de aceea nici nu se adaugă agenți chimici sau alte materiale. Acesta este un produs natural pe care îl recomandăm cu succes în proiectele ce au nevoie de aviz de la Ministerul Culturii. Ca paletă de grosimi, poate fi recomandat atât pe zonele pietonale, în grosimile de 4,5 sau 5,2, dar grosimea crește către 8 cm, ceea ce înseamnă că îl putem recomanda și în piețe publice. Un alt aspect... Tipul de textură. Puteți avea situații în care aveți nevoie de o cărămidă ultramodernă cu muchii drepte și foarte curată și simplă, sau putem să rezolvăm situația unei restaurări de paviment și să căutăm și să găsim o cărămidă cu muchii neregulate, antichizată. Deci, într-un fel, cel mai bine este să comunicăm, să ne spuneți câteva caracteristici ale materialelor pe care le căutați și atunci noi o să căutăm în baza noastră de produse ceea ce se potrivește cel mai bine proiectului. Pentru Panther vă încurajez să îl utilizați împreună cu Terca, pentru că sunt texturi similare, sunt compatibile, este vorba de același tip de tehnologie, de ceramică, și este o completare foarte bună. Ca modele de montaj, acestea patru, destul de clasice, însă la fiecare proiect puteți crea dumneavoastră stereotomii punctuale. Un proiect cu care ne mândrim, cramele Recaș. Proiecte, nu am pus foarte multe din lipsă de timp, dar găsiți pe site-ul nostru, sunt foarte multe proiecte cu toate materialele în toate județele din România. Și a treia gamă, a treia tehnologie pe care mi-am propus să vă prezint astăzi, Gresia porțelanată. Brandul este Airpave, formatele din ce în ce mai ample, 120 cu 60 cm, 120 cu 30, 90 cu 45 și 60 cu 60. De remarcat la acest material, grosimea. 2 cm, bineînțeles, doar în cazul traficului pietonal, dar cu multiple avantaje și posibilități de montaj. Prin avantaje aș puncta, în primul rând, faptul că este antiderapant, este ușor de curățat și rezistă la tot ce înseamnă murdărie și chimicale, și nu prezintă fenomenul de fluorescență, acela prezent în cazul betonului vibropresat. Din punct de vedere al culorilor, griuri și bejuri pentru proiecte într-o notă neutră. Aici RPF Toledo în culorile blanco și gri. Sau acolo unde considerați că se potrivește, o imitație de lemn, eucaliptul și encina. Sunt ștraifuri înguste de 30 de centimetri cu o proporție foarte, foarte interesantă. Și chiar acestea le puteți utiliza și în sistem înierbat.
Din punct de vedere al montajului, dacă la beton vibropresat sunt anumite restricții, când vine vorba de gresie porțelanată, modalitățile de montaj sunt multiple. Trec în revistă niște detalii pe care putem să discutăm ulterior sau când vă întâlniți cu subiectul. Aici este vorba de montajul în sistem rigid peste șapă de mortar. Observați betonul de pantă la punctul 5 cu hidroizolație, șapă și apoi neapărat lipirea se face cu adeziv flexibil. Și chituirea de asemenea se face cu chit de rost flexibil. Noi nu avem în portofoliu aceste chituri, însă punctual pe proiecte vă putem recomanda alți furnizori din piață, sunt multiple companii care se ocupă cu acest subiect. Important este să se asigure flexibilitatea rosturilor. O altă modalitate de montaj pe strat de nisip peste strat drenant. La fel avem betonul de pantă cu hidroizolație și putem să suprapunem un strat de nisip de 36 cm. Dar de data aceasta soluția nu mai este de sigilare a rosturilor, ci rostuim cu un rost de minim 5 mm cu nisip. Ceea ce înseamnă că apa se poate infiltra până la stratul de hidroizolație, dar prin prisma pantelor și a colectoarelor de ape pluviale, totul este bine gestionat. Soluția aceasta seamănă foarte mult cu cea a betonului vibropresat, este montaj pe straturi de pietriș compactat și rostuit cu nisip. Soluția pentru montare în gazon, aceasta se aplică nu doar la AirPave, ci la orice gamă din portofoliul Semmelrock. Este practic, sub fiecare dară se face o mini fundație din pietriș compactat, tocmai pentru a rigidiza zona respectivă. Noi îi numim și pași de grădină, pot fi repartizați punctual în zona de gazon. O soluție care ne-a fost cerută pentru un proiect de mall peste un subsol, un parcaj auto, deci practic o dală urbană, având acolo placa de beton și betonul de pantă și toate straturile de hidroizolație, se recomanda montaj de tip pardoseală supraînălțată. AirPave permite acest lucru și avem un parteneriat cu Diadem, producătorul de suporți din polipropilenă. Aceștia sunt ajustabili și se calculează în funcție de dimensiunea plăcilor. Pe final, soluții pentru treptele exterioare. Avem anumite produse sub formă de blocuri gata făcute. Puteți proiecta cu ajutorul acestora. Astea în gamă grafit nuanțat și maro fumuriu, dimensiuni de 1 metru, deci practic destul de ample ca să permită o modularitate, sau gama Bredstone Lyers 45 cu 35 înălțime de 15 cm, altă soluție din gama Mildale, gamele Bredstone Travero și Old Town, în funcție de proiect mai clasic sau mai modern, sau de zona de griuri sau de bejuri, puteți opta și pentru aceste variante. În cazul în care totuși scara este din beton și doriți placarea acesteia, în partea stângă am adăugat un cant, pentru că indiferent de materialul de placare, este inestetic să se vadă acel cant vizibil. Și atunci avem în portofoliu acest cant cu grosimea de 5,6 cm, iar dacă nu se încadrează materialul, va trebui să găsiți o soluție, un alt tip de profil.
dar numai așa se poate soluționa placarea cu rezolvarea treptelor prin de beton prin placarea cu produse Semmelrock. O altă idee, în momentul în care aveți o amenajare cu Penter, este să proiectați zona de scări din același material, din aceeași gamă. Un sistem interesant, modular, nou apărut, este sistemul de trepte Modulesca. Este un sistem modular, am un filmuleț foarte scurt, sper să mă încadrez în timp și să îl pot reda în cele ce urmează. Se face o delimitare a zonei, a perimetrului scării exterioare și se pregătește terenul. Se măsoară pânza de geotextil și se poziționează. Se asamblează modulele de treaptă la lățimea dorită a scării. Există aceste piese ce vin în pachet și care fac o rigidizare foarte bună a scării și se umplu cu pietriș pentru a avea stabilitate, se fixează pe lateral. Modulele de treaptă se fixează între ele cu șuruburi. Viteza de montaj este una foarte mare și în 5-6 ore un proiect de genul acesta poate fi gata. Se repetă operațiunea până ce numărul de trepte este corect. Se umplu complet aceste module cu pietriș. Apoi se pregătesc dalele la dimensiunile potrivite. Treptele se lipesc cu mortar, iar contratreptele cu adeziv poliuretanic. Trebuie să recunosc că este foarte interesant sistemul, Irina.
Da, mi s-a părut interesant să, deși întârziem numai maxim 5 minute, am vrut da, să... Da, nu ți-am, dar n-am mai adus acest lucru în discuție, pentru că este interesant sistemul, mă uit cu mare atenție și eu. Da, s-au făcut și închiderile laterale și într-adevăr de lucru este foarte, foarte rapid. Pe final, aș dori să rețineți și sistemele de iluminat. Dau un efect extraordinar grădinilor pe timp de noapte, fie că vorbim de bandă LED, de spoturi sau de casete solare. E bine să știți că avem în portofoliu așa ceva și chiar am utilizat și pentru obiecte de mobilier urban banda LED. Și accesoriile complementare dalelor și pavajului, sistemele de pietre colorate sau acest separator flexibil de comunii, prin intermediul căruia puteți crea elipse și forme curbe și este mult mai creativ decât o bordură clasică. În ultimul slide, doream să vă asigurăm de suportul nostru pe proiecte. Putem să vă punem la dispoziție detalii CAD și modele de montaj în 2D la acest moment. Ne-ar plăcea să avem asistenți în alt plan pe viitor. De asemenea, avem texturi și pentru randări și tot ce înseamnă fișe tehnice sau declarații de performanță. Atât eu cât și colegii mei vă stăm cu plăcere la dispoziție. Mulțumim mult, Irina, pentru toate informațiile aduse astăzi. Cu toate că am depășit timpul cu 3-4 minute, bine, nici eu nu am fost fair play, ți-am răpit din timp, așa că considerăm că suntem pe aceeași direcție. Dacă aveți întrebări, vă rog să le scrieți în chat, dacă aveți întrebări pentru invitatul nostru de astăzi. În completare, da, vom ține legătura, Irina, poate reușim să definitivăm și aceia asistenții în alt plan pentru a ne fi mai ușor să creăm totul cu ajutorul detaliilor voastre. Și cu siguranță vom face acest lucru. Întrebări nu sunt la mine, nu sunt. Dacă aveți... le puteți adresa pe e-mail. Eu îți mulțumesc încă o dată în numele meu și al colegilor mei și vouă, dragi studenți, vă spun spor la treabă. Avem o zi importantă astăzi. Vom definitiva modelul nostru pentru certificare în mare măsură și vă aștept la sesiunea Q&A de la ora 14. Nu uitați de prezentarea concursului de BIM Challenge de la ora 11. Găsiți datele pe e-mail. O zi bună, la revedere! La revedere, mulțumesc, o zi frumoasă!